Ziua Pământului a fost fondată în anul 1970 cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 de milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri. După două decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre. Anul acesta, la 30 de ani de la omagierea Zilei Mondiale a Pământului, la școala Nanu Mușel din Câmpul Lung s-a sărbătorit această zi. Micuții au avut pancarte cu protejarea și îngrijirea naturii, iar pentru a fi mai convingători s-au costumat și eco. La manifestarea de astăzi au participat copii de la grădinițele cu program normal și prelungit din Câmpul Lung și elevi de la școala Nanu Mușel. Moda eco prezentată de elevi a constat în piese vestimentare din materiale reciclabile. Ziua de 22 aprilie este Ziua Mondială a Pământului. Este o zi în care omenirea își manifestă interes pentru mediul înconjurător. Și nu numai interes, ci s-a hotărât omenirea să protejeze acest pământ. La școala 3 s-a plecat de la premisa că pământul nu este al nostru, pământul este al urmașilor noștri. De aceea, cadrele didactice împreună cu elevii au organizat activități atât practice cât și artistice. Activități practice în incinta școlii și nu numai, ci și în acțiuni împreună cu primăria, comunitatea locală, iar cele artistice au fost invitați copii și educatorii de la grădinițe. Chiar acum se desfășoară activitatea artistică la care ați luat parte și sperăm să fie un început de manifestare a interesului pentru globul nostru pământesc.